Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În momentul în care vom da play pentru rațiunea zilei, Cătălin Striblea este deja în studio. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salutare! Mirosea cozonac aici? Sau ce ați am avut cozonac? Niște cozonac. Da. Cred că a fost bun. A fost bun? Cred. Mă bucur pentru voi. Dar e și post acum, nu știu. Eu am ținut post, dar avem un coleg care nu postește și ne poate spune dacă a fost bun sau nu. Da. Cătălin, despre ce discutăm astăzi? Despre vaccinuri. Oricât de greu de crezut, trebuie să purtăm o discuție despre vaccinuri sau despre cele cumpărate suplimentar. La vârful statului român, Ion Călceală, un scandal, o discuție și cineva cred că trebuie să ne prezinte niște date clare. Ei, ia să auzim despre ce este vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut anchetarea persoanelor care au dispus cumpărarea a 100 de milioane de doze de vaccinuri. Ele valorează cam 790 de milioane de euro și evident că dozele astea sunt mai mult decât ce i-ar fi trebuit României, chiar și cu 3-4 valuri de vaccinare, chiar dacă toată populația ar fi fost vaccinată. Dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani, când au venit primele vaccinuri, când s-au dat primele comenzi, mai puțin de 2 ani. S-a spus că e vorba de un contract cadru, așa era și explicat, că e vorba de un contract cadru pentru care urmează niște livrări și că se plătesc banii pe niște tranșe care vin odată cu eliberarea vaccinurilor. Acum înțelegem că acest contract este ferm, de fapt, că România s-a obligat să cumpere... Deci vor veni în continuare, indiferent că avem ce face cu ele sau nu. Da, vreo 2 milioane de doze au și expirat în momentul acesta și, mă rog, cu ele nu mai ai ce să faci. Deși statul român, în mandatele anterioare ale tuturor miniștrilor sănătății, a făcut eforturi să le distribuie către alte state care aveau nevoie de vaccinurile astea mai mult decât noi, pentru că la noi vaccinarea a fost un eșec, după cum știm. Cât să se vaccinat, undeva la 40% din populație, un număr mic față de alte țări europene. Acum sunt împărțite vinovățiile pentru acest contract în derulare și cum se procedează. Domnul Ciolacu spune că este vorba despre USR, că USR avea miniștrii la guvernare, miniștrii sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila la data respectivă. Vlad Voiculescu spune în schimb că nu e vorba despre el, ci că ar fi vorba despre Florin Câțu. Ce argumente aduce la chestiunea asta? Zice așa că nu uitați că este făcut prin memorandum și asta înseamnă că întreg guvernul și-a dat acordul pentru existența acestui contract, că asta înseamnă un memorandum, când există acord în unanimitate în guvern, plus acordul primului ministru. De altminteri, mai spune Vlad Voiculescu, Florin Câțu era cel care conducea Centrul Național de Vaccinare, Campania Națională de Vaccinare. Dacă țineți minte, au fost niște scandaluri la data respectivă, că nu era la Ministerul Sănătății, ci era în subordinea premierului și că era condusă de un militar care avea dublă subordonare și care nu dădea niciodată raportul Ministerului Sănătății. Mai spune Vlad Voiculescu ca guvernul să desecretizeze o discuție care s-ar fi purtat în februarie sau martie 2020 legată de cumpărarea vaccinurilor și în care el s-ar fi opus în ședința de guvern acestei cumpărături. Astăzi a răspuns și domnul Câțu la chestiunea asta. Domnul Câțu a zis că nici vorbă de el, că ce era el în fruntea acestei chestiuni. Nu, el nu se ocupă de lucruri de genul ăsta. Și zice așa domnul Câțu, domnule, ia întrebați-i pe miniștrii de la USR, deci încotro să duce vinovăția. Nu-mi dau seama unde este semnătura premierului când comanda a fost făcută de Ministerul Sănătății și plata era făcută de Ministerul Finanțelor. Ministerul Sănătății putea să spună oricând că nu vrea să dea comanda, iar Ministerul Finanțelor că nu vrea să plătească. Incredibil. Și zice domnul Câțu să o anchetăm pe Ursula von der Leyen, să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract pentru Uniunea Europeană. Pentru că acest contract e defalcat dintr-un contract mai mare al Comisiei Europene. Și asta a fost cota parte a României. Asta vrea să spună domnul Câțu. În mod clar, doze urmează să mai vină. Acum România, în actuala situație, bănuiesc că
cine o să vrea o să mai vaccineze. Dar nu cu atât de multe doze, 100 de milioane sunt multe pentru ce ne trebuie. Câte doze ar fi trebuit să facă fiecare român ca să fie acoperită? Da, zic și eu, 15 ori 3... 15 milioane ori 3, 45, dacă toți românii ar fi făcut, zic și eu, 15 milioane, da, că am presupus că a populația 15 adultă. Milioane, 15 milioane ori 3, 45 de milioane de doze, da, dacă făceau ori 4, să zicem că mai venea, da, era nevoie, majoritatea s-au vaccinat cu 60, majoritatea 2, 3 doze maximum. 2, 3 doze, majoritatea celor care s-au vaccinat. Celor care s-au vaccinat, da. Da, da, deci mult mai puțin. Acum, sigur că România are capacitatea, că de aia e stat, am văzut că ministrul Rafila predeschide o renegociere și poate până la urmă să și rezilieze acest contract. Sunt niște costuri, este evident că sunt niște costuri. Punem retur. Da, punem retur, dar sunt niște costuri, în mod evident, dar el nu pot fi de 790 de milioane de euro. Să spună oamenii aia, băi, plătiți penalizări, că ne dați contractul înapoi. Sigur, nu o să fie mai mare decât, cine știe ce scrie în contract, că asta ar, cum ar fi să fie existe niște penalizări, dar chiar și așa poți ca stat să te opui și să renegociezi niște acorduri europene. Și încă ceva, dincolo de a zbura aceste acuzații, că e un lucru foarte ușor așa să o dai în stânga, în dreapta, e ca la biliard aici, hai, faceți o comisie de anchetă parlamentară, cel puțin, sau dați-o la niște procurori și vedem noi care este rezultatul după aia, nu? Așa funcționează. După 20 de ani. Nu după 20 de ani. Nu, că putem să rezolvăm. Nu e mult. Eu știu că se poate rezolva, da. Dar cum funcționează comisiile de anchetă la noi? Au mai fost unele care și-au făcut treaba. Da, așa nu merge, știi? Cam ți-am zis, toate cele trei părți zic că celălalt. PSD e cel mai în putere aici, că PSD chiar nu era la guvernare când s-a făcut asta. Da, complicată situație. O să urmărim subiectul. Cătălin, îți mulțumim pentru comentarii.